Geneza, capitolul 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață. A pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, și a luat în mână focul și cuțitul, și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, a zis: Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac, și l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Avraame, Avraame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avraam s-a dus de a lua berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avraam a pus locului acelui numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam și a zis: Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avraam s-a întors la slujile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Beersheba, căci Avraam locuia la Beersheba. După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam: Iată, Milca a născut și ea copiii fratelui tău, Nahor, și anume pe Uț. Întâiul său născut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, tatăl lui Aram, pe Chesed, pe Hazu, pe Pildaș, pe Idlaf și pe Betuel. Betuel a născut pe Rebeca. Aceștia sunt cei 8 fii pe care i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam. Țiitoarea lui, numită Reuma, a născut și ea pe Tebach, Gaham, Tahash și Maaca.